Surprize la ușa ta! Livrăm dragoste, fericire și emoții! Pentru ca persoana ta dragă să se simtă importantă și iubită. Mărea dragă, astăzi suntem în orașul Vals. Mergem să livrăm dragoste pentru doamna Rodica din partea finilor care hotărât să o surprindă mai desibit, iar noi mergem să vedem reacția și emoțiile. Demonstrează-le celor dragi că sunt cei mai importanți din viața ta. Indiferent de locurile în care te va duce viața, indiferent cât de departe vei fi, vor rămâne amintirile frumoase pe care le creăm împreună. Lasă-ne un mesaj și vom duce dragoste la ușa la care tu nu poți ajunge. Dacă iubești cu adevărat, distanța nu contează. Surprize la ușa ta. 069 033 222. Bună ziua! Așa, bine v-am găsit! Mersi mult! Am venit cu mare drag la dumneavoastră. V-ați dat seama, da? Pentru că cineva v-a scos afară. Da. Am venit de la oameni speciali sufletului dumneavoastră și o să-mi spuneți de la cine noi am venit. De la Șina Mariana. Anume, de ce? Pentru că ești departe, nu stai și lângă noi. Așa, să știți că pentru dumneavoastră avem un buchețel de flori cu mare drag din depărtare. Vă rog frumos să-l luați pentru că este un buchet frumos pentru această zi importantă pentru dumneavoastră, cât și pentru cei dragi care astăzi nu am putut să vie. O să vă las ca să citiți de pe această tortă pentru că este un mesaj frumos și desigur o să confirme dacă este de la... Cine Mariana, da? Da. Știți tare așa. La mulți ani, scumpă noastră nașă. Foarte corect, o să-l luați pentru că este cu mare drag. Avem sticluța de spumant, o să o țin eu să vă ajut, pentru că pentru dumneavoastră mai este și un mesaj frumos, dacă ne dați voie, desigur o să-i dăm citire, da? Da. Dragă noastră, aducem astăzi în dar cele mai sincere și calde felicitări. Îți dorim multă sănătate, fericire, noroc și îți dorim să obții victorii contra obstacolelor care să-ți iasă în cale. Să ai parte de oameni iubitori alături, momente frumoase, zile senine. Fie ca Domnul să te ocrotească și să te ajute în momentele grele. Căldura sufletului tău, zâmbetul tău gingăș să te bucure pe cei din jur. Iar bunătatea să-ți întoarcă îndoit și să-ți faci viața minunată. Să rămâi mereu așa pozitivă și plină de viață cum ești cunoscută. Îți dorim tot binele din lume. La mulți ani, draga, scumpa, noastră nașă. Să aveți o sărbătoare frumoasă. Te cuprindem cu mult dor și drag din partea finilor Vadim și Mariana, care te iubesc mult. Mulțumesc și lor. Într-adevăr, este de la cei dragi care astăzi n-au putut să vii, dar ne-au trimis pe noi cu aceste daruri și să vă spunem că vă iubește foarte mult, chiar la mii de kilometri. Și acum, dumneavoastră, să lăsați ceva frumos, pentru că la sigur așteaptă cuvintele mamei și a nașii, pentru că sunteți și mamă spirituală, da? Da, mersi foarte, foarte mult. Și, nu știu, m-am gândit eu ceva la voi ca să-mi faceți, numai că nu m-am gândit ca să mă scoateți afară chiar cu asta. Mersi foarte mult și veniți și voi acasă. Acasă mi-e bine. În particular o să-i spuneți mai mult. Știu că v-am prins cu emoții și este greu ca să le dați dragostea când aveți emoții. Da. Noi am făcut-o cu mare drag din partea lor ca să vă aducem această dragoste, să vă spunem că ei vă iubesc foarte mult și chiar dacă nu se află lângă dumneavoastră la această sărbătoare frumoasă, am venit noi să aducem dragostea lor de acolo din depărtare. Mersi mult. La mulți ani! Mersi mult! Cu mare drag!